Aș vrea să spun că a treia fază a sifilisului, a luiesului, se numește în medicină sifilis terțiar sau paralizie generală progresivă. Această paralizie generală progresivă produce alterări ale creierului, ale cortexului și această alterare nu, deci aceste alterări nu sunt reversibile. Deci creierul nu își mai revine. Ori la Eminescu s-a constatat atunci când a fost recoltat creierul și de altfel ați văzut la emisiunea la televizor, sigur că da, la autopsie când s-a recoltat creierul, creierul era intact. Deci nici vorbă ca să fie avut paralizie generală progresivă și de altfel nicăieri nu există o atestare că mama sa, care a fost un sifilis ereditar, că mama sa ar fi avut sifilis și nu există niciun document că el ar fi contactat această boală cumplită la Viena. Nici vorbă de așa ceva. Probabil de aceea și creierul a fost imediat pus pe un pervaz, nu să fie... A fost pus la soare și s-a alterat. Sigur, fără discuție. După ce Eminescu își revine la Viena, este trimis iarăși forțat, el nu avea nicio sursă de trai. Din păcate, chiar conservatorii, repet, este așa numită în istorie opoziția umilită, au luat atitudine împotriva lui și Petre Carp, spunea domnul Constantin Barbu de la emisiunea pe care am văzut-o cu toții, din păcate, ziua de 15 ianuarie, la un post de televiziune, nu o să-l numim, bineînțeles, domnul profesor, iarăși fac o paranteză la paranteză, este un om deosebit de bine documentat, e un om inteligent, este autor la 30 de volume de documente legate de contextul social, de oamenii, de personalitățile, de situațiile politice și sociale. Poți fi accesate cât de cât aceste documente pentru cum cineva să nu, care vrea documente. Vreau să aflu și eu dacă a spus cineva că e așa, cu cum moartele să nu, sigur că da, ceva. Sigur că da. Poți ei bine, accesate, da? Acolo, la Viena, deja spuneam că unul dintre corifeii conservatori, Petre Carp, îi scrie lui Maiorescu, potoliți-l pe Eminescu, de ce trebuia semnat tratatul cu Austro-Ungaria și vreau să spun că tratatul ăsta a adus o pagubă României și industriei României cam de vreo 7 miliarde. Am traduce noi în valoarea actuală a banilor, vreo 7 miliarde de euro să traducem. Deci cifrele există. Și la Viena, deci la anul nou, dintre 1883-84, Maiorescu îl vizitează pe Eminescu. Vreau să vă spun că acolo era doctor, medic asistent, chiar nepotul lui Maiorescu, doctor Popazu, care certifică autenticitatea acestei lucruri și și Maiorescu îi aduce primul volum de poezii, într-adevăr, ediția Princeps din poeziile lui Eminescu, din 1883, o aduce și o prezintă lui Eminescu. Eminescu era însă în perfectă cunoștință de cauză și acest volum se publicase, au fost cam 1000 de exemplare, fără acordul lui Mihai Eminescu. Îi aruncă volumul și îi întoarce spatele lui Maiorescu, pentru că, să vă spun și aici secretul, n-a apucat să-l spună domnul profesor la emisiunea despre care vorbeam, domnul profesor Constantin Barbu, în acest prim volum de poezii nu există o ordine cronologică sau o ordine tematică a poeziilor. Sunt de Valma, nu. Există o anumită ordine pe care Eminescu a înțeles-o foarte bine. Repet, junimea și Maiorescu era chiar venerabilul. Venerabil este gradul superior al unei loji masonice, prin aranjamentul cu totul special al poeziilor din ediția Princeps, i-a transmis un mesaj lui Eminescu și Eminescu l-a intuit foarte bine și anume că este condamnat.
Și iarăși voi face o paranteză la paranteză. Vreau să vă spun că la Belu, unde se află mormântul lui Eminescu, din păcate, de vreo 10, poate 15 ani, știu când mă duceam cu elevii acolo ca să arătăm pe Alea Scriitorilor, unde sunt înmormântați mari noștri scriitori, au apărut două mici, să le spunem, statuete, care stilizează din marmură două flăcări. Cele două flăcări, două lumânări cu flacără, așa cum se află în mâna Statuii Libertății din Statele Unite, la New York, care îi întâmpină pe călători când vin de peste ocean. Da. Așa. Ei bine, flacăra în sus, în simbolistica masonică, înseamnă victorie. Și, cum să vă spun, statul american este primul stat masonic din lume, unde au avut succes și câștig de cauză. Iar și fac o paranteză, Statuia Libertății a fost donată statului american, Statelor Unite, la 100 de ani de la Declarația de Independență din 1776, deci în 1876, iar Gustave Eiffel era el însuși cel care a făcut Statuia Libertății, era el însuși mason de grad maxim. Revenind la Eminescu, vreau să vă spun că flacăra în jos a acestei lumânări stilizate înseamnă condamnare la moarte. Cine anume a pus acele la dreapta și la stânga a mormântului, n-aș putea să spun. Eu am întrebat pe unul din paznicii cimitirului, dar omul n-a știut să spună cine, ce și când le-a pus. Au fost dintotdeauna acolo, nu au fost dintotdeauna. Deci Eminescu este condamnat și după moarte. Dovadă această bătălie împotriva lui Eminescu și, sigur, bătălia împotriva lui Eminescu înseamnă bătălia pentru câștigarea sufletului tinerilor. Din păcate, la emisiunea de care vorbeam, dacă doamna cu pretenții de formator de opinie, cu autoritarismul, cu pretenția de a fi atotștiutoare, cu, a spune eu, chiar grosolănia. Și dincolo de faptul că nimeni nu este în posesia adevărului absolut, cu lipsa de informație, dacă a rămas din școală doar cu ideea că Eminescu a fost nebun, ori a avut un profesor foarte prost în școală, ori este rău intenționat, ori n-a priceput niciodată nimic. Repet, nu trebuie să te pronunți în ceea ce privește un domeniu, dacă nu-l cunoști, dacă n-ai cunoștințe. Ai cu acel domeniu? Sigur că da. Sigur că da. Nu are rost și mai ales cu agresivitatea respectivă. Revenind, deci, la mormântul lui Eminescu, din păcate, spuneam că există aceste însemne ale condamnării poetului și după moarte. Și, repet, este bătălia pentru ideea de națională, fiindcă dacă în secolul al XIX-lea, cu sprijinul masoneriei, și aici trebuie să punem lucrurile la punct, într-adevăr, masoneria a acționat în ceea ce ne privește, în interesul nostru, pentru că a contribuit la formarea statului național român, dar ulterior, puțină lume știe că în România a fost André Cremieux, șeful Alianței Mondiale Izraelite, care a avut o discuție furtunoasă cu Brădianu, tocmai pe tema celebrului articol 7 din Constituția din 1866. Și românii nu au acceptat acea încetățenire în masă și, sigur, România a fost pusă la index și, din păcate, constatăm că și acum este pusă la una index. Una din victime e Mihai Eminescu. Una din victime a fost categoric Mihai. De la acel tratament neadecvat cu Mercur, categoric a continuat suferințele, da, până inclusiv sigur, în 1889, da, când a murit, nu? Da. A mai avut un acces al așa numitei sale boli în 1886, când, din păcate, iarăși forțat a fost internat la Mănăstirea Neamțului, unde Eminescu, perfect lucid, ține contabilitatea
Mănăstirii. Mănăstirii, de fapt, ospiciului, că era un ospiciu. Și vreau să vă spun că atunci Eminescu, marele Eminescu, sau lui Eminescu, i s-a administrat tratament de mediu, fiind ținuți bolnavi cu picioarele în apa înghețată a râului. Sigur, dincolo de bătăile cu biciul ud, cu frânghii ud și așa mai departe. Acum, fiindcă iarăși am sesizat în finalul acelei emisiuni care m-a indignat, o grosolănie, o mitocănie extraordinară. E, nu puteam eu să dorm de grija Veronica Micre, dacă s-a culcat sau nu s-a culcat cu Caragiale. Cu Caragiale. E, nu este așa. Și nu asta contează. În ceea ce s-a întâmplat cu Eminescu au intervenit o serie de factori endogeni și exogeni. Între factorii exogeni, din păcate, a fost această intervenție brutală în viața lui a regimului liberal, fiindcă asta este adevărul, și din păcate nu s-a bucurat de, nu de favorurile casei regale. Casa regală a fost cel puțin indiferentă față de soarta lui Eminescu. De exemplu, pensia lui, dosarul de pensionare, a fost înaintat prin grija prietenilor, a ajuns la Carol I, pe masa lui Carol I, în ianuarie 1889 și nu s-a semnat decât la începutul lui iunie 1889, cu câteva zile înainte ca să se întâmple tragedia. E, revenind la povestea cu Veronica Micle, contează foarte mult. Eminescu, la un moment dat, a vrut să se căsătorească cu Veronica Micle și, probabil, dacă ar fi avut o familie închegată, lucrurile s-ar mai fi liniștit. Una e când ai o familie, când ești în interiorul unei familii și cineva are grijă de tine, și alta e când e singur și ai acea viață dezordonată pe care o ai, pentru că așa sunt legile vieții. Nimeni nu are grijă de tine dacă nu ai un partener alături. Singurătatea este foarte grea. Foarte grea pentru oricine, bărbat sau femeie. Ei bine, din păcate, Maiorescu a intervenit atunci brutal în această intenție de căsătorie a lui Mihai Eminescu și i-a spus acea mârșăvie că Veronica Micle a fost și amanta lui Caragiale și chiar și propria lui amantă. În însemnările zilnice ale lui Maiorescu există la un moment dat o notiță, Grea epocă Eminescu. N-a apucat domnul profesor Barbu să spună lucrul acesta. Grea epocă Eminescu, sigur, interpretele ulterioare au pornit la premiza că Maiorescu ar fi fost îngrijorat de soarta lui Eminescu. În realitate, ei erau rivali, ca orice bărbați rival pentru farmecele Mitei Kremniț, cum n-a atabit titlul Maiorescu. Mite Kremniț era soția doctorului Kremniț, medicul casei regale, și cumnata Clarii Maiorescu, prima soție a lui Titu Maiorescu. Și cum, din păcate, moralitatea lăsa de dorit, să zicem, la curtea noastră, vreau să vă spun că regele Carol I, care a fost un om extrem de moral, extrem de sobru și de moral, a rămas stupefiat de ceea ce a văzut la noi și de balcanismul nostru, ba chiar există un episod cumplit când regele și regina Elisabeta, celebra Carmen Silva și ea cu pretenții de poetă, și vreau să spun că Eminescu îi corecta poeziile, făcea o transpunere a poeziilor și i-a tradus poezii din limba germană în limba română, așa. Din păcate, au trăit un episod consemnat ca atare de documente, când doamnele și domnișoarele de onoare de la curtea regală au fost surprinse, cineva l-a informat pe rege și au rămas amândoi stupefiați, erau decât oameni
cu simț moral dezvoltat, au găsit doamnele și domnișoarele de onoare în situații absolut neplăcute cu ofițerii de gardă de la palat. Ei bine, revenind la ceea ce spuneam, lucrurile acestea contau și dacă Maiorescu n-ar fi intervenit brutal spunându-i acele lucruri despre Veronica Micle, poate că destinul lui Eminescu ar fi fost altul. Mai mult decât atâta, și acest lucru are o explicație. În perioada când Titu Maiorescu era tânăr profesor la Iași, înainte de a fi profesor universitar adevărat la 23 de ani, în 1863, când s-a înființat România Jună, mai cunoscută sub numele de Junimea, Maiorescu a fost și el implicat într-un scandal pentru o relație cu o pedagogă de la pensionul de fete, unde era elevă și Veronica Micle. Veronica s-a născut și a murit în același an cu Eminescu și Veronica a depus mărturie alături de alte eleve. Eu vreau să vă spun că Veronica nu era o mare cine, nu era o femeie proastă. Nu este doar amanta presupusă a lui Eminescu. Veronica era o femeie instruită, a fost căsătorită cu profesorul universitar Ștefan Micle și el membru al Partidului Liberal și a rămas văduvă în 1879 la 29 de ani. Era o femeie tânără cu doi copii. Fetele ei au avut un destin foarte frumos, s-au ocupat de ele, de educația și de situația lor ulterioară și Eminescu a încercat să o ajute pe Veronica. Repet, era o femeie tânără rămasă singură la 28-29 de ani. Ori în Iașu, acele perioade, Iașu are acum 300.000 de locuitori, la acea dată, să zicem că apropia 50-60.000 de locuitori. Ori în Iașu, de la acea perioadă, Veronica ținea casă deschisă și primea, avea salon. Și de primire și sigur că era invidiată, era frumoasă, era soția unui profesor universitar și din păcate liberalii nu au ajutat deloc ca să-i dea o pensie după moartea soțului ei, care efectiv fusese profesor universitar la Universitatea din Iași. Eminescu a încercat în Parlament prin deputat care era de la noi din Olt, nu are importanță acum, așa, să o ajute ca să obțină această pensie pentru creșterea fetițelor. Ei bine... Și n-a reușit. N-a reușit, bineînțeles. Deci, presupusa căsătorie cu Veronica Micle sau eventuala căsătorie cu Veronica Micle ar fi ușurat drama eminesciană. Ori, spunându-i asemenea lucruri, sigur că pentru doi îndrăgostiți contează foarte mult când intervine cineva brutal în viața lor. De altfel, mai târziu, Eugen Lobinescu a și scris Mite și Bălăuca, două romane, în care pornește tocmai de la această premiză și s-a încercat interpretarea finalului Luceafărului, cum că această Cătălina era de fapt Mite, era de fapt Veronica Micle, iar demiurgul ar fi fost Titu Maiorescu. Și de aici atitudinea de dispreț și de răceală din finalul poemului. Da, lucruri foarte interesante. Emisiunea aceea, chiar dacă a fost așa cum a fost, la care faceți dumneavoastră referire, poate cel puțin să deschidă interesul unor oameni, da? Ca să citească mai mult, să se intereseze mai mult, ca să afle poate o picătură de adevăr. Adevăr absolut, cred că nu se poate afla niciodată. Acum aș vrea să vă întreb altceva legat de îndelungata noastră carieră pedagogică. Care credeți că e situația astăzi, când tineretul nu mai citește, nu mai este interesat, consideră că vai de mine, trebuie să învăț Eminescu ca să dau acel bac în care nu ne lasă să copiem, în care nu ne lasă să supraveghem? Vă răspund imediat și la această întrebare, care pentru mine este o durere, implică o durere. Dar, înainte de toate, aș vrea să motivez de ce am intrat eu în această poveste. Dincolo de faptul că spuneam, domnul profesor Constantin Barcu, care a fost invitat la această emisiune, e un om în perfectă cunoștință de cauză, ați văzut că noi facem mereu tapaj de faptul că mentalitățile sunt cele care se schimbă cel mai greu.
Și, în general, oamenii nu sunt predispuși să accepte cu ușurință schimbarea. Ori, dacă nouă ni s-a înfipt acolo, în minte, o idee, foarte greu acceptăm schimbarea. Eu invit pe toată lumea să nu ia de bun ceea ce spun eu, pentru că nici eu nu sunt în posesia adevărului absolut. Dar fiecare are acces la anumite surse de informare și important este să vorbim numai în cunoștință de cauză. Și pentru asta, deci ca să ilustrez, să o ia în considerare această ipoteză a asasinării lui Eminescu, fie și sub beneficiu de inventar și să încerce. Dar dacă totuși a fost așa. Și pentru asta eu aș da și o minimă bibliografie. Și aș indica în 1975 lucrarea medicului Ion Nica, structura psihosomatică a lui Eminescu. Ulterior au apărut, dincolo de domnul Constantin Barbu, care are de asemenea, spuneam, 30 de volume de documente și un volum sinteză în care susține această afirmație, codul invers se numește, apoi Conjurația anti-Eminescu sunt 10 volume a profesorului Călin Cernăianu. Teodor Codreanu are foarte multe lucrări, Controverse eminesciene, a doua moarte a lui Eminescu. Nicolae Georgescu, de asemenea, Cercul strânt, deci are o altă lucrare, tot Nicolae Georgescu, Cartea întâlnirilor. Tot Nicolae Georgescu, Cartea regăsirilor. Deci toate sunt legate de această problemă. Miruna Lepuș, descoperindu-l pe Eminescu. Și, în sfârșit, iarăși un medic care a intrat în această bătălie, Ovidiu Vuia, deci nu are nicio legătură cu Traian Vuia, care vorbește despre boala și moartea lui Mihai Eminescu. Deci există o bibliografie foarte vastă. Și, în presă, Acecuza, pe care și Caragiale l-a cunoscut foarte bine, și Mihai Eminescu, el, sigur, numele lui este legat de acea Ligă a Apărării Național-Creștine, care a precedat organizația lui Cornelu Zelea Codreanu, dar Acecuza, în bătălia lui cu politicianismul liberal, îi acuza direct, i-a acuzat direct într-unul din articolele lui pe liberal de asasinarea lui Eminescu. Deci lumea știa lucrurile acestea. De ce s-a cultivat această ipoteză? Și pentru că în epocă, după 1893, când socialiștii, o parte dintre socialiști au trecut la liberali, cu așa numita în istorie trădarea generoșilor, socialiștii care au rămas în ceea ce ulterior s-a reînființat în 1910, Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România, au avut tot interesul în bătălia lor împotriva liberalilor, care deveneau de dreapta, se îndreptau spre dreapta acum, era deja Ionel Brătianu, Ionel Vice Brătianu, tatăl său murise, ieșise din scenă și Cea Rosetti, deci corifei liberalilor, în perioada lui Carol I. La această dată, sigur, erau deranjați de politica liberală și atunci unul din capetele lor de acuzare în bătălia împotriva liberalilor a fost cazul Eminescu și s-a accentuat această idee a nebuniei lui, care nu avea nicio acoperire în și s-a mers așa, 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 în timp, sigur în timp, în noastre. Sigur că da. Ce vreau să revenind la ce? Am spus o listă foarte mare, zic eu așa, pentru zilele noastre de cărți. Acestea pot fi găsite ușor, mai sunt la biblioteci, sunt pe internet, măcar sub o formă sau alta, deci prietenii noștri le pot găsi măcar unele între ele. Eu vă spun cum am procedat ca să ajung la ele. În general, am contactat
pe autori. I-am contactat pe autori și în măsura în care ei au mai avut exemplare, mi-au trimis. În livrării nu cred că s-au mai... Nu, m-a spus niște da. Date din anul da. 70, 80... Sigur că da, da. Nu cred că au mai fost reeditate. Din motive, cred că de ordin pecuniar, așa cred. Că nu știu de ce n-au mai reeditat. Dar ar fi bine, repet, măcar și sub beneficiul de inventar, să ajungă la cunoștința unui public cât mai larg. Aș vrea să vă spun și o experiență tristă a mea. În urmă cu vreo 10-15 ani, după ce am avut acces la o parte dintre aceste cărți din această bibliografie, am rugat pe unul dintre inspectorii generali, nu are importanță, eram deja pensionară la acea dată, i-am spus că am niște documente deosebite, să-mi trimită și mie la bibliotecă câțiva profesori de română, pe ideea, din toate părțile județului, din toate colțurile județului, pe ideea ca aceștia să spună la rândul lor copiilor la clasă astfel de lucruri și fiecare, sigur, să creadă ceea ce crede el că poate să creadă, dar după ce s-a documentat, după ce a citit. Un minim de informare. Sigur că da. Și am și xeroxat atunci. Pentru vreo 30-40 de profesori, vreo 8 lucrări, fragmente din lucrări, fragmente semnificative din lucrările respective. Din păcate, nu știu ce s-a întâmplat, fie n-au vrut să vină, fie nu au fost anunțați, deci era 15 ianuarie, n-a venit. Păi ceea ce îmi povestiți acum mă împinge să vă întreb, mai prezintă importanța acest lucru? Asta la 100 și ceva, dar după ce am uit acolo, când lumea este actiată după alte, după tablete, PC, afaceri, automobile de 3-400 de cai putere, ne mai interesează dacă am murit cu adevărat asasinat Eminescu sau bolnav? Păi... Lumea nu mai citește, știți foarte bine lucrul ăsta. Știu lucrul ăsta. Din păcate, internetul a înlocuit totul și internetul este un instrument, calculatorul, computerul e un instrument absolut esențial pentru epoca noastră. Problema e că... Să știți că pe internet se găsește și opera lui Eminescu. Sigur. Eu am citit din publicistica asta. Sunt da. Poeziile sale toate. Cum să nu? Am omis pe unul dintre autori, Radu Mihai Crișan, care are foarte multe lucrări despre gândirea politică eminesciană, Eminescu interzis, gândirea interzisă. Deci foarte bune lucrări. Foarte, foarte bune lucrări, deși Radu Mihai Crișan este economist, dar atinge toate problemele fundamentale ale publicisticii eminescene. Și atunci, astăzi, când suntem în epoca globalizării și când interesul numărul unu sau unicul al vieții unui om este să facă profit, să câștige cât mai mult, de ce ne-ar mai interesa să aflăm acest lucru? Ceea ce numim noi acum cultură de masă, din păcate, a însemnat scăderea nivelului general de cultură. Cartea de buzunar sau cartea de cultură nu mai constituie un interes pentru tineri. Toată lumea merge pe ideea acumulării de ordin material. Aș vrea însă să vă spun, să aduc ca argument, că ateismul și prezentul acesta tragic, această goană, numai după bogăție, după elemente materiale, înseamnă, de fapt, uciderea propriului nostru suflet. Și așa s-a ajuns ca astăzi să trăim o epocă în care oamenii, a pornit destul de devreme, din păcate, epoca asta, în care oamenii, crezând că demolează bisericile, îl omoară pe Dumnezeu. Omul nu este numai trup, este și spirit. Și dacă trupul are nevoie de ordin material, cred că în ordine morală este nevoie nu numai de ceea ce adună furnica din celebra fabulă a lui La Fontaine, Grele și furnica.
ca simbol al vrednicii, al hărnicii. Cred că e nevoie și oamenii au nevoie și de cântecul greier, adică de spirit. Altfel vom fi niște brute și de aceea se și întâmplă ceea ce se întâmplă, pentru că tinerii nu au niște repere morale. Iar noi, profesorii, am uitat să le dăm aceste repere morale. Ajungem la înțelepciunea asta, din păcate, la vârsta senectuții. Atunci, în fața marelui mister, care este moartea, din păcate o experiență care nu mai poate fi transmisă, un mister care nu mai poate fi transmis, înțelegem că din tot ce am adunat, nu mai rămâne nimic și ne ducem tot acolo, între patru. Am înțeles, am înțeles. Sfântul. Doamna profesoară, deosebit de interesant ce ne-ați povestit aici aproape o oră. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să acceptați invitația noastră și să veniți cât mai des la emisiuni pe diverse teme, că mai sunt și alte cazuri, nu numai Bietul Eminescu. Poate vom vorbi vreodată și despre anumite opere ale lui Eminescu, care sunt deosebit de importante pentru noi, pentru poporul român. Încă o dată vă mulțumesc, dragi prieteni, până la o nouă întâlnire, la revedere și nu uitați, trăiește pentru a trăi liber!